Bine v-am găsit, stimați telespectatori, ținuta mea, care este tipică serii de marți, spune că m-am întors de la interviu pe care l-am în fiecare marți seara, față în față cu Ion Cristol. Invitatul acestei emisiuni a fost un invitat de excepție, a fost domnul Teodor Brateș, care împlinește pe 5 martie 2023 90 de ani, și care împlinește și, cred că, 74 de ani, dacă nu mă înșel de presă, a intrat în 49, să o cotez noastră, 50, da, 74 de ani de presă, a intrat la 16 ani la radioul public în 1949, în ianuarie. Domnul Brateș are 90 de ani, este surprinzător ce memorie are, în drum, pe noi ne duc, pe mine ca moderator și uneori și pe invitați, cei de la Gândul cu Uber-ul. Și de data aceasta, pentru că domnul Brateș este nu departe de mine, pe la Scărcătargiu, a hotărât redacția Gândul să mă ia întâi pe mine și apoi am trecut și pe la domnia sa. Și pe drum vorbeam cu Cora Muntean despre pregătirile de la Stalingrad, eu ne spun Volvograd, în legătură cu împlinirea, cred că 23, cât 90 de ani, dacă nu mă înșel, de la predarea armatei a șasea în frunte cu Paulus în mâinile rușilor. Și cum nu căutam așa pe memorie ziua în care a avut loc această încheiere a bătăliei, imediat domnul Brateș, care ședea pe scaunul de lângă șofer, mi-a zis 3 februarie 1940, o memorie fenomenală. O emisiune, un dialog care ar fi trebuit să dureze o noapte întreagă, domnul Teodor Brateș a fost întrebat până acum și de regulă acuzat în legătură cu decembrie 89. Nu m-a interesat decembrie 89, până m-a interesat experiența unui om care a traversat o istorie de atâția ani și ca ziarist și ca cetățean. Și m-am convins încă o dată că aproape că nu, adică aveam 20 de întrebări, dar unele le-am lăsat deoparte pentru că eram fascinat de ce povestea. Probabil că unii dintre telespectatori au zis că ce mă interesează pe mine, nu știu, cum se făcea presa în 50, sau cum arăta Gheorghe Iudei, sau cum arăta unde era sediul Comitetului Central al UTC în rafinerul 44. Pe mine mă interesează. Deci din tot ce a povestit în această emisiune, domnul Brateș, trag din nou acea concluzie plină de, nu zic de revoltă, de amărăciune, că la 30 și ceva de ani de la căderea comunismului, noi nu suntem capabili în România să abordăm calm, ca obiectiv o perioadă istorică foarte complicată. Cu oameni precum Brateș, care erau ucenici și sunt, cum să zic, chemați din producție să vină să facă radio. Cum merge, s-a dus cu magnetofonul cu un avion sub îndrumarea lui Drăghici sau de trimis de radio la graniță să facă reportaje despre cum se băteau ai noștri cu cine? Cu sârbi, cu iugoslavi, în cazul cu... E nevoie, stimați telespectatori, tot această istorie a noastră a fost, când au venit comuniștii, au ciuntit și au prezentat tendențios istoria anterioară și când au venit capitaliștii, după 89, așa zis și anticomuniști de serviciu, au impus o prezentare deformată.
Stimați telespectatori, precizez, reafirm încă o dată. Comunismul nu se mai întoarce. Se va întoarce, poate sub o altă formă. Progresism, ce vreți. Comunismul nu e. Gata, a fost o experiență. Oamenii au trăit unul mare cu o să întoarcă. A vorbi acum, cum vorbesc ăia de la aici, Institutul de Studiere, când m-a condus de unul Daniel Șandru din gașca păduchea lui Alexandru Muraru și al lui Sorin Bocancea, ăla care e penalul, care este rector și face liste negre, a porni acum campanii împotriva nostalgiei. Nu este nicio nostalgie. Vă spun eu că este așa, din când în când mai oameni mai în vârstă, ca să fie și supărați pe prezență, bă, ce bine era prin anii 80. Așa s-a întâmplat în toate epocile. Oia care erau, nu știu, în Roma împăratului, ziceau, bă, ce bine era pe vremea Romei Republicane. Ăia la Bizanț ziceau, bă, ce bine era, nu știu, nu în anul 1000, ci în anul, nu știu, 700. Așa se face parte din natura umană. Nu e nicio nostalgie după Ceaușescu, după comunism, foarte multe generațiile de după 90 născute sau păurite, crescute, n-au trăit. Bun. Voi spune în final, voi da două exemple din întrebările și răspunsurile domniei sale. Bun, să ne întoarcem la cel mai important caz, și anume cazul Pițurcă. V-am povestit aseară, adică v-am atras atenția asupra unei ciudățenii. Afacerea de corupție, pentru care s-a făcut atâta inflamare, iar televiziunile, iar acolo la poartă, la DNA, iar toată presa numai despre asta, s-au întâmplat încă o dată în martie-aprilie 2020. În acea perioadă ați văzut cei de la Romarm sub la ordinul lui Ludovic Orban, au hotărât să în loc să facă arme, gloanțe, tancuri, ce vrei, săbii, pumnale, au hotărât să facă măști. Încă o dată, măști. Nu măști de nu măști de gaze. Nu, măști care se fac de regulă pe fabricile de conflict. Directorul a comandat două linii în China. De la Dana Budeanu am înțeles aseară că ele erau din start niște carcase, adică nu era mașina, ci era carcasa. Mașinile și evident nu au mers. A fost acolo, ați văzut, premierul României, care și-a pus, a arătat că e mască produsă și după două, trei zile s-a oprit pentru că erau proaste. La vremea respectivă, toată presa română a scris de toate culorile, adică de la Dana Budeanu, dacă îi considerăm o parte, până la Rise Project. Toți au arătat că este o escrocherie, că e o bătaie de joc. Bun. În acel moment, în cel târziu, în mai, normal era ca DNA să se autosesizeze. Deci DNA-ul se autosesizează la orice sughiz, da? Când vrea. Mai mult, purtătorul de cuvânt al PSD, care atunci era în opoziție, domnul Romașcanu, care acum este ministrul culturii, a ținut o conferință de presă unde a făcut pulbere întreaga afacere. Atunci e o mare afacere, o escrocherie cu tare. Bun, deci deja ce o poți. A trecut 2020, 2021, 2022 și s-a făcut ianuarie 2023. Și deodată, așa cum zic eu, deodată DNA cheamă, DNA face un dosar, sau pune în mișcare un dosar de corupție, care s-a petrecut încă o dată în martie-aprilie 2020. Domnule, stimați, ce fac mișto de noi? Încă o dată, e o bătaie de joc. Cum adică? Deci încă o dată, normal era să se autosesizeze. Bun, nu s-a autosesizat.
Poate să-mi spună mie ăștia de la DNA, că e unul care conduce DNA-ul, habar n-am cine e, deci vă imaginați ce mediocritate e, așa, ce era Bostan, Bostan Lucios, așa, era zic Pepene, da, Bostan. Deci, cum au ajuns ei la, adică cum au deschis dosarul? De ce acum? Că, bun, dacă nu l-ai deschis atunci, înseamnă că atunci nu ai avut nicio suspiciune. Bă, și după 3 ani ai suspiciunea, brusc, zice, opa, este mai puțin că acum 3 ani și ceva, ăștia au făcut o afacere, o escrocherie, da? Încă o dată, când s-a constituit acest dosar? Uite, presa trebuia să răspundă la prima întrebare. Când s-a de un dosar se constituie la DNA? Prin auto, cum ar veni, sesizare, adică s-a scris în presă, așa, și s-a autosesizat. Atunci s-a scris toată presa, nu s-a auto. Sau vine un denunț acum cu probă, nu știu, după 3 ani și ceva, se trezește unul din afaceri, ce, bă, eu vreau să mă atât fac denunț. Nu e niciunul de astea adevărat. Și atunci, la care mai adăugăm și faptul, deci, repet, eu nu spun, din potrivă, spun că așa a fost, da? Mai adăugăm și faptul că îl cheamă pe Victor Pițurcă, da, așa, îl eliberează vorba cuiva de la, de la băi, ce ce bodyguard pe stradă, de care cum și mi-a zis așa, domnul Cristoie, domnul, l-au arestat aseară ca să le elibereze. Îl eliberează, de ce? Pentru că ne-am întors la blestematul, ticălosul obicei al conducției Chiovii și de a face din investigația DNA un tărăboi mediatic. N-aveai cum să agăți presa dacă nu luai pe Pițurcă, da? După fiul său. Păi, gata, Pițurcă, cu tare. Care sunt cele două motive? Deci cele două motive nu au nicio legătură cu a face dreptate în România. N-au nicio legătură cu lupta împotriva corupției. Are legătură, înainte de toate, cu un ordin primit de DNA de a crea o pocnitoare pentru a acoperi cea mai mare ticăloșie făcută de Nicolae Ciucă, pentru care el ar fi trebuit să demisioneze. Deci premierul României v-a mai spus ca să scape de anchetarea, sau cum zic, dacă vă spun, adică de anchetarea dosarului de plagiat, da? Că asta este problema la Ciucă. Face totul ca nu cumva să se pă, gata, asta e, mă întreabă e, sau mă duc la... Nu. El totul e ca el să nu fie cumva examinat undeva. Și atunci a dat în judecată Ministerul Educației Naționale prin care a cerut blocarea oricărei investigații în legătură cu plagiatul său. Și a câștigat, deci nu i se poate investiga dosarul prin neprezentare, nu, prin faptul că a pierdut procesul Ministerul Educației. De ce l-a pierdut? Păi, mă, zic că adresa nu știu care a ajuns la nu știu cine. Păi, stimați telespectatori, încă o dată, mă, dar pute rău, poate dosarul Ministerul Educației Naționale este în subordinea lui Ciucă. Și probabil că s-ar fi adâncit. Și ca să nu se adâncească, a dat pugnitoarea asta. Ei servește și plagiatul lui Bode, adică unul din scopuri a fost să creăm așa, cum fac ei, pam, cu Pițurcă, cu toate astea, cu tare, cu tare, cu tare, și oamenii nu mai discută nimic despre bandi, despre tot ce face Partidul Național Liberal acum, care este catastrofa. Bun. Al doilea motiv este faptul că acest domn, care nu mai știu cum îl cheamă, poate îmi trimiteți mie, habar n-am, vă imaginați, urmează să fie acum reconfirmat în mandat. Și avea nevoie să arate că face ceva, dacă nu mai a făcut nimic, da? Dincolo la dicotul, iar se discută și acolo șefia, s-au găsit cu păia, cu Tate, încă o dată, nu mă interesează, mă, dar el activează de 5 ani, da? Și atunci au avut nevoie de aceste pognituri. Stimați, nimic nu e mai blestemat în această țară
pornind de la mandatul lui Traian Băsescu și apoi al lui Claus Ioan de mandate, decât folosirea justiției pentru interese politice. În cazul acesta, chiar dacă escrocheria a fost comisă, avem de-a face cu o clară dovadă a folosirii justiției în bătălia politică, în bătălia dintre politruci. Bun. Așa, să trecem mai departe. Știți că pe această, în această Europa este o țară, ați auzit dumneavoastră, poate de azi, se numește, cum se numește, mă, Lituania. Lituania are 2,5 milioane de locuitori. Deci este, nu cât Paris, cât un oraș de provincie din Franța și cât o cartier din Beijing, da? Mai spun și mă. Această Lituanie, care e o țară de pisifelnică, e cât o regiune. Acum președintele acesta lituanian, Gitanas Nausėda, n-am înțeles niciodată de ce îi cheamă pe toți ăștia nas, Vitaradas, Almaramas, da, a spus că trebuie, că Ucraina a cerut avioane și rachete și că noi trebuie să trecem liniile, adică Occidentul, țările mari care au așa, pentru că noi trebuie să ajutăm, pentru că el vrea ca Ucraina să fie ajutată. Bă, multe vrea. Deci, atenție, și mai trebuie. În cazul unui război nuclear, nenorociții ăștia de lituanieni sunt 2 milioane și jumătate. Deci mor 2 milioane și jumătate. Bă, în caz de război nuclear, mor 50 de milioane de francezi. Adică, până la urmă, de când și până când, noi trebuie, toate statele, inclusiv noi, trebuie să stăm. Cum este, iertate-mă, așa, când are erecție unul din Lituania, Estonia și cum e, și Letonia. Toate aceste țări la un loc nu fac nici cât, nici fac cât Ungaria, nici cât Bulgaria. Adică mie mi se pare undeva în neregulă, mi se pare, dar acum vom observa. Vă voi spune următorul lucru. Zelenski, după ce a cerut tankul și i s-au dat, acum cere avioane F-16, rachete și am înțeles că și submarine și după problema vor cere și arme nucleare. Problema este în felul următor. Cere Zelenski sau lui Zelenski se spune de către americani? Păi se spune de către americani, pentru că dacă Zelenski ar cere el, s-ar gândi imediat, bă, dacă mă refuze sau se supără americani. După tancuri, a cerut, ați văzut la tancuri, da? Prima dată a zis el, vreau tancuri, Leopard. După asta au venit maidanezii din țările Baltice, cele trei, tac, 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 nu, pudeli, că ei nu sunt, e măcar mai maidanezii, Polonia. Dacă ați observat la ora actuală, cei care sunt mai agresivi chiar decât Ucraina, cine sunt? Polonia, am înțeles că sunt leșii, Lituania, Estonia și Letonia. Deci trei țări pe dreptate, asta îmi pare foarte rău. 2,5 milioane, spui mie, și ordoni unei întregi planete, faci o întreagă planetă să intre pe o apocalipsă, că el e 2,5 milioane, da? Bun, eu am înțeles că ele, liderii, au complexe că au fost în Uniunea Sovietică. Bun, acum trebuie să mergem și noi în apocalipsă, că vrea ăsta, Gitanatas Nausėda, președinte, da? Și atunci, după asta a venit Zelenski și a zis, vrem avioane de luptă. Nu asta să spun, da, domnule, dar au venit Biden și a zis, hai mă, ce faceți mișto de mine. Deci, Biden, ca și la tancuri de luptă. La tancuri de luptă, Biden, la tancuri a zis, nu. Acum a zis, ce nu? Mașinăria este în felul următor. Zelenski niciun moment nu el cere. Repet, dacă el personal ar cere, probabil că zice, băi, eu cer, dar dacă îi supăr pe americani, că nu vor. Nu, îi se spune, băi, Zelenski, tu acum ceri tankul de la germani. Tu acum ceri submarine, da? Noi o să zicem la început că să vedem, după asta primesc ordin pudelii de cele trei țări baltice, ați văzut, de la americani,
Acelea sunt și Polonia, acelea, nu, restul, ați văzut, sunt atente, inclusiv noi, prudente, ăștia. Și voi începe, bum, bum, și să Germania și țările europene să dea arme cu tare. Repet încă o dată, bă, când ai 2,5 milioane, cât ești, cât un cartier din Beijing, ba chiar și din Paris, și cum să spun, normal că nu te costă nimic, că 2,5 milioane, zic că nu mor toți, mor, nu știu, 2 milioane, da. Una se moară 2 milioane de lituanieni și una se moară 50 de milioane de francezi sau nemți. Da. Bun. De ce spun asta? Și o să vă explic foarte simplu. Eu, apropo de domnul Teodor Brateș, vreau să vă spun de start între noi doi, eu și Teodor Brateș, este o viziune net diferită asupra lui decembrie 89. Domnia să chiar și într-una din care polemizează cu mine. El spune că a fost revoluție, eu spun că n-a fost, a fost lovitură de stat. El spune, domnia sa spune că n-au fost teroriști, eu spun că au fost teroriști. Domnia sa spune că tot a fost spontan, eu spun că n-a fost nimic spontan. Unul din argumentele mele pentru faptul că nu a fost spontan este comportamentul lui Iliescu. Dacă vă uitați cu atenție și știu pe de rost comportamentul din 20 decembrie, al lui Ion Iliescu este un om care știe sigur că ceea ce face se împlinește. Dă telefon, cum spune el în memorie, lui Victor Stănculescu. Deci se duce acolo, ați văzut și poveste, s-a dus la Casa Scântei, ședea în birou, deodată i-a zis cineva, i-a dus, doar știți că a fugit dictatorul, o, a fugit! Și zice, imediat spune el în memorie, destinul unui om de sânge, vreți vă aduc cartea. El. Și ce atunci am sunat pe Victor Stănculescu. Și eu aș fi sunat, dar el nu s-a gândit, bă, sunt pe Victor Stănculescu, dacă ăla zice, bă, cine ești? Victor Stănculescu de raport. Și l-am sunat apoi pe Petre Constantin, directorul radio-televiziune, mare, membru, maher. Eu m-aș fi gândit, bă, dau telefon, în primul rând că trebuia să găsesc numărul, după asta, după dacă ăla zice, cine ești, matare? Bun, după asta vine la TVR, nu, cam brânză, totul se îndeplinește și în memorie spune un lucru care până acum nu s-a spus, de el recunoaște, și după ce am fost în emisiune la 14:45, așa, m-am dus în biroul lui ăsta, lui Petre Constantin, directorul TVR, nu? El director de editură și am stabilit că acolo să fie un telefon de legătură și eu voi suna indiferent. El a fost de acord, bun. Când zice, la 15 ne vedem, la 17 la Comitetul Central, aia televiziunea titrează. La televizor, la 17, nu treabă nimeni de acolo, din studio, bă, dar în ce calitate îi chem, da? După asta, se întoarce peste vreo jumătate de oră și intră în studio 5 a doua oară. Normal, aia, dacă se spune că la televiziune a intrat, era liber, el fi zis, domnul, Tolșuile, bă, ați fost de două dată, gata. E singurul care vine de două ori, da? Bun. Deci el se comportă ca un... Deci așa ceva este și la Zelenski. Nu se poate ca tu să ceri tancuri și apoi să ceri avioane de luptă fără să gândești, bă, dar poate prin asta deranjezi pe unchiul, nu știu, pe Biden. Sau... Nu, el știe sigur că în momentul în care a cerut, îi se va da. Pentru că, repet, nu el cere, ci americanii care o folosesc Ucraina ca pe poporul ucrainean, carne de tun, teritoriul, poligon de încercare, ce bă, fii atent, acum te duci și zici, că, repet, nu e adevărat că Zelenski are tupeu. Nu, că toată lumea zice, mă, dar cum dracu de președintele unei țări de mâna a 14-a dă telefoane, cere aia, bate cu pumnul masă? Păi nu, că nu e el. El e o păpușică. Dacă la un moment dat Biden ne zice gata, stop, să vezi cum o să vină. El face 10 podcast-uri, știți, cetățeni ucraine, n-avem ce face, nu vrem să, eu nu mai vreau să distrug țara. Dacă îi spune că nu îi spune, stă pe insula lui ce-i pasă. Da. Bun. Din câte știți, am fost de două ori la Volvograd. Nu am fost pentru cimitirul românesc din Roșoșca.
Și de fiecare dată eu n-am zis Volvograd, ci Stalingrad. Deci bătălia, acum se împlinesc 80 de ani, nu 80 de ani greșit, de la încheierea bătăliei de la Stalingrad și acolo, uite, spunem așa, Interfax, cu ocazia împlinirea 80 de ani de la victoria în bătălia de la Stalingrad, toate intrările principale din Volgograd, indicatoarele rutiere, au fost înlocuite cu indicatoarele Stalingrad, așa? Așa, semnele Stalingrad, da, așa, foarte frumos, da? Bun. Hai să vedem. Și că acest lucru se întâmplă, a fost o decizie a Dumnezeu de stat, pe 2 februarie, în ziua înfrângerii tuturor. Când am fost acolo, zic și eu așa, păi, Cristian de Vol, de ce ziceți, mă, Volvograd? Păi zice, așa a zis Hrușov. Și am înțeles că au fost numeroase discuții, dar Putin nu a avut încă curaj să se numească, mă, Stalingrad, este o prostie. Așa cum când imaginat că Waterloo, nu-i spui Waterloo. S-a petrecut la Stalingrad, în toate manualele, în toate istoriile, în toate bibliotecile de Stalingrad. Și când te duci la Stalingrad, zice, nu, noi nu suntem stați, suntem Volvograd. Eu pledez ca să se numească Stalingrad. Și bun. Doi, e clar că se va merge și Putin acolo și că probabil va ține un discurs, sigur, pe măsura războiului din Ucraina. Adică vă compara războiul ăsta cu victoria de la cu Stalingrad, da. În Franța au fost 2,8 milioane de manifestanți. Bă, 2,8 milioane. Mă rog, poliția zice 1,2 milioane. A fost o grevă care a paralizat tot. Cred că și toaletele publice. Tot, da. Haideți să vedeți acum un lucru care o să rămâne poate unii dintre surprinși. În prima linie, primele rânduri au fost tineri. Ia să vedem. 2 millions de personnes avaient battu le pavé. Aujourd'hui, le succès de la mobilisation semble être au rendez-vous. Il faudra attendre la fin de la journée pour avoir les chiffres exacts de la mobilisation. Une mobilisation importante puisqu'elle augurera des suites à donner au mouvement. Les syndicats font front uni actuellement. Est-ce que ce front restera uni si le mouvement venait à perdurer dans le temps ? En tout cas, du côté de l'exécutif, on a souligné le caractère indispensable de cette réforme. Et Elisabeth Borne, encore aujourd'hui, devant les députés, a défendu la nécessité de cette réforme. Du côté des syndicats, mais aussi des gens qu'on a pu rencontrer aujourd'hui, on pointe du doigt le fait que c'est une réforme injuste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a pu voir des gens de tous âges, des jeunes, des moins jeunes, qui se sentent concernés par cette réforme et ce report de l'âge de la retraite à 64 ans. Mobilisation, mais aussi inquiétude d'un certain nombre de manifestants qui craignent de voir finalement la situation se tendre si du côté du gouvernement on reste sourd à la négociation. 6 personnes interpellées à Paris en marge de la manifestation en ce début d'après-midi. Karim, c'est très peu. Ça veut dire que tout se déroule dans le calme. Le gouvernement craignait des débordements. Visiblement, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien. La manifestation du 19 janvier s'était passée plutôt dans le calme, même si à l'issue de celle-ci, il y avait eu quelques débordements. Il faut souligner que le front uni des syndicats, eh bien, il est aussi présent au niveau du dispositif de sécurité des syndicats. Il y a un peu plus de policiers qui ont été dépêchés pour accompagner des manifestations à travers le pays. 500 de plus dans la capitale. Et c'est vrai que beaucoup de manifestants nous ont confié que ils voulaient rester dans une logique paisible, une logique de dialogue, même si pour l'instant le gouvernement ne semble pas très réceptif à leurs demandes. Et c'est vrai qu'ils veulent aussi s'inscrire dans cette logique qui s'exprime un petit peu dans les sondages, puisque ce mouvement de grève et de manifestation, on sent bien qu'il est plutôt soutenu par la population, ou en tout cas une partie de la population estime que cette réforme des retraites n'est
pas une bonne chose, autour de 65 à 70%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette bataille de l'opinion, eh bien, les sondages soulignent aussi que si la situation venait à se tendre et s'il y avait une situation de blocage, c'est le gouvernement qui serait rendu responsable de cette situation, en tout cas aux yeux de l'opinion au moment où je vous parle. Merci beaucoup Karim Yaoui. Place dans les cortèges parisiens, vous avez bougé depuis. Vous couvrez donc cette deuxième journée de mobilisation à Paris. Bun. Acum vreau să spuneți, bun, înseamnă. Bă, ce treabă ăștia, că ies la pensie, ați văzut tânăra aia cu tompe, ies la pensie, hă! Păi, stimați telespectatori, n-ați înțeles nimic ce care pune. Tinerii ăștia n-au ieșit în stradă pentru pensie. Cum nu? Nu! Că au ieșit în stradă împotriva guvernului, că sunt tineri, sunt vii, sunt și că guvernul Macron e un guvern de dreapta împuțit, care vrea să impună el, da, profitând de faptul că ați, apropo de Meloni, da, cum să vă întreb, nu ați mai auzit de Marie Le Pen? Nu. De ce? Pentru că ce spunea Grossman, pasiv, genial citatul ăla, care îl invidiez pe cititorul care mi-a trimis citatul ce. A fost o vreme când își dădea viața pentru un ideal, dar acum nu s-ar sacrifica-o de dragul acadelelor și turta dulce. Da, pentru că, la fel ca Meloni, Marie Le Pen are turta dulce. Acolo șeful prin parlament, cu tare, nu și-a pus bun, nu mai există, gata, tocul mic. Ăștia sunt, așa vor fi. Să nu cumva să votați la parlamentare sau la prezidențiale pe cineva care se pretinde, care va fi exagerat naționalist. Care va veni și va zice, eu dacă o să vin, o să fac și... Nu! Că ăla clar este omul băieților de serviciu și va fi pus ca după ce ajunge președinte sau parlamentar sau cum a ajuns tante asta, să fie mai cu minte decât Iohannis. Jur. Deci cine va, cu ciocul mare în sensul, cu la mare, nu în sensul că na, poate sunt și naționaliști autentici. Nu, vor veni și când veți vedea că unul sare peste cal și zice și România e grădina Maicii Domnului și ne exploatează firmele străine, fiți aproape sigur că firmele la străine îl finanțează post. Dar poate când ajunge devine mai cu minte, mai slugă decât Klaus Iohannis. Deci, hai să vă spun acum o amintire, o chestie foarte frumoasă apropo de Franța. Bă, dar ce solidaritate! Mă, ce solidaritate! Lasă de moș. Cum adună 2,8 milioane? Vai, ce puternic, ce sindicate au! Bă, ce pop-op, 2,8 milioane! Păi la noi n-adună nici 1000. Și grevă, dar n-a existat în istoria până decembrista noastră, o grevă, a fost aia, mă, grevă, de aia generală, știi ce înseamnă grevă? Nu este nici fumul, nici un fum, nimic, totul încremenește, în Franța a încremenit totul, da. Bun, m-am zis, este împotriva creșterii vârstei de pensie. Bun, haideți să vă înțeleg ce fel de popor e cel francez. În mai 68, când a izbucnit mișcarea studențească de la Sorbona, senzațional, să vă arate într-o zi niște poți, aveau, scriau pe ziduri, urechile, nu zidurile au urechi, urechile au ziduri, în sensul că nu mă aude aia. Dugol era în România, știți bine, bine, și povestește în memoriile sale transcrise de către domnul Rogojan, domnul Iulian Vlad îl însoțea și era cu Ceaușescu și au zis că erau aici lângă București și la un restaurant așa acolo făcut să-i noștri, sunt ai noștri români și deodată lui Ceaușescu i-a dat el Vlad, adică i-a primit imediat prin Vlad că la Paris a început nebunia și a primit concomitent și Dugol. Și Ceaușescu îi spune pe de-o cuvânt, zice, domnule președinte, dar Franța trăiește bine, dacă ar fi
La noi ar trebui să fie în fiecare zi. Triști, Cum îi zicea? Nicolae, nu poți să guvernezi o țară care are 100 de feluri de bani. Deci cei care au ieșit acum în stat de tinerețe nu au ieșit că s-au gândit că vor ajunge la pensie. Nu, au ieșit pentru că au simțit nevoia să iasă împotriva unei decizii aberante. Asta este, cum să, solidaritate. Puteți să vă uitați în coadă. Ce frumos sunt tineri. Toți sunt tineri, dar nu ieșit. Nu, nu. Bun. La emisiunea cu domnul Brateș am avut, printre altele, două întrebări. Una se referă la... Domnul Brateș a povestit foarte multe lucruri și l-am întrebat despre moartea lui Stalin și iată ce mi-a povestit, cum a trăit el ca jurnalist de radio momentul. Așa. Și de pildă în Ardeal, că am făcut un reportaj în orașul Stalin. Brașov Brașov, se da. numea orașul Stalin. Și primul drum care l-am făcut, de fapt și primul meu reportaj în provincie în 1949 spre sfârșit, a fost la Brașov. Adică eram foarte strâns legat de Brașov, de uzina de tractoare, Da. de uzina de autocamioane, de multe alte de acolo. Și deci eu am făcut multe reportaje în astea, cred că am făcut cele mai multe dintre toți lucrătorii radioului, pentru că așa credeam eu că trebuie să se facă. Și după câteva zile pleca delegația română la funeraliile lui Stalin, condusă de Iuriu Iudeș. Atunci, pe mine m-a mirat foarte mult faptul că în delegația asta a fost Ceaușescu. Nu știam, da? Da, el ce se întâmplă? A început să crească după așa zisa deviere de dreapta din 1952, că exista și o altă structură față de cele cunoscute, se numea Biroul Organizatoric. Da, atunci a fost el promovat, da. Era Atunci, din ăștia mai tineri. el lucrase la armată și la Ministerul Agriculturii. Fusese la Da, așa e armată, că l-a vărut în birou organizator, că așa, l-a în Biroul Organizatoric și cum spun, deci voia să-l crească, cum se spunea pe vremea aceea. Și m-a mirat foarte tare că era în delegația oficială. Vă dați seama ce onoare Și la era funerale. chestia asta. El încă nu era în birou politic, măcar supleant. Da. Deci avea un rang mai mic. Și am fost trimis de redacție să relatez plecarea delegației, că atunci se mai făceau și știri altfel decât ale Agerpres. Adică și cu o Da, cu notă anumite mai culoare. personală și, cum să vă spun, și cu Da. niște detalii care de obicei nu erau astea, știrile STAS, ca să zic așa. Și sta protocol acolo, cine să ducă, să-i conducă, să-i... Ăștia la aeroportul Băneasa, că nu exista otopeni. Și era și șeful meu, un mare făcător de presă, Henri Dona, dacă ați auzit de Da, el. am auzit, da. Mare, Bun. mare, excepțional. Și eu eram cu ochii și pe delegație, dar și pe el. Și îmi face semn la un moment dat să mă duc acolo. Și mă duc, sigur că nu era chiar așa de simplu, că erau băieții care Da. erau în jur acolo, dar era foarte aproape de Deș, ăsta, Dona. Și spune, băi, vină cu... De ce? Ce m-a întrebat tovarășul Deș cine a făcut reportajele alea cu Stalin. Da. Și eu am spus, păi e aici, chiar în aeroport. Păi ce cheamă-l? Da. Aia a fost prima mea legătură cu... Prima... Ce impresie v-a făcut atunci? Cum Ce spune? impresie făcea Dej? Domnule, cum se spune? În el se simțea liderul. Adică prin tot comportamentul lui, inclusiv prin chestii în astea firești, adică nu studiate sau Da. impuse. De pildă, ăsta cum îl cheamă, Puiu Câmpeanu, sociologul Pavel. Pavel Câmpeanu, a fost în închisoare cu Da. Deș. Și l-a scris o carte extraordinară, Ceaușescu, Numărătoarea inversă. Cine Da. n-a citit cartea asta nu înțelege absolut nimic din istoria PCR și nici din viața lui Ceaușescu și m-a mirat. Deci am spus asta pentru că domnul Tudor Brăneș are un mare avantaj. Adică el n-a trăit
ca cetățean simplu. Păi ce a fost la radio în prima linie, ați văzut? Stă de vorbă cu Gheorghe Iudeș, vede, a participat. Eu, emisiunea, din nefericire, doar o oră jumate. Putea să dureze o oră jumătate. Da. Putea să dureze, cum să spun, toată noaptea, 24 de ore sau 12 ore. Pentru că era ajuns cu povestirea, adică erau tetele povestiri. A doua întrebare s-a referit la legile rasiale. Domnia s-a povestit cum a devenit om de stânga, pentru că mama lui, rămânând murind tatăl, și dat afară în 38, apropo că au fost legile rasiale ale lui, cum să zic, patronate de maestatea sa Carol al II-lea, avea un frate bogat care a angajat-o ca slujitoare și a povestit în emisiune cum aia săracă cedea pe acolo și el mânca în sufragere, de-a noastră. Și l-am întrebat de legile rasiale și mi-a povestit cum a văzut solidaritatea română, domnia sa este evreu, dânsul recunoaște, cum a văzut solidaritatea românilor când legionarii îi vânau pe evrei. Ia să vedeți. Fără tendințe pro sau contra, ați simțit legile rasiale? Păi cum să nu le simt? L-am simțit din plin. Adică am trăit, de pildă rebeliunea legionară. Da. Aș putea scriu chiar... A, v-a prins, da. Păi cum să nu mă prind? Da. Așa. Și mergeau ăștia legionari din curte în curte, adică la poartă, fiecare poartă, și întrebau, mă, sunt jidan pe aici, da, nu știu ce, ca să-i căsăpim. Cei mai mulți, care erau români, proprietarii, erau case astea de raport. Da. Așa. Aș putea și despre mahalale bucureștene să vă povestesc enorm, dar spun asta și mă rezum la asta. Și cei mai mulți proprietari sunt, fugiți mă de aici, nu sunt. Dar erau înarmați și cu topoare. Proprietari? Da. Ah, deci am înțeles. Așa, sau cu furci, sau cu da, ce aveau la îndemână, ce o merge, ca să nu intre în curte ăștia da, acolo. Și în felul ăsta, mii de jidani de evrei, da, au fost salvați. Ceea ce nu se poate uita. Da, cum este cu... Uitați așa. Deci... Ce materie aveți? Igienă, spor... Asta era ordinea de acolo. Da, tot așa. Și vedeți și notele. Am ținut neapărat pentru că domnul Brateș, domnia sa, a ținut să facă această precizare, precizare de intelectual, precizare de evreu, precizare de om care a trăit, atât că românii nu, au fost mult mai, nu știu, omenoși decât scriu unii la ora actuală. Mulțumesc, la revedere!